Bă, bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Este emisiune cu ai. Acum, doamne. Bună ziua. Bună ziua. Hai să o luăm rapid, trebuie să continuăm de data trecută. Nu, că vorbeam cu el despre altceva și mă înțeles. Continuăm despre data trecută, apropo de relații conjugale, pentru că, ok, facem catering cât vrem. Ne distrăm să facem caterincă, dar totuși trebuie să-l luăm și în serios. Dacă mai fumezi în cameră jointuri, să moară mama. N-a vrut mă să trag în seara asta. Nu trag. De ce eu cu ai trag? Nu trag. Da. Dă-te și tu mai încolo să stau și eu. Da, nu te-ai preocupat. Stai acolo. Suntem doar atenți la emisiune. Suntem atenți la emisiune. Ne-am băgat tot ce. Da, băi, băi, și-a băgat cercelul. Băi, și i-am zis, băi, nu, băi, fratele meu, îți dai o singură dată. Dacă n-am luat-o drept pe gaura care a fost veche, dracu, am 5 în urechi. Băi, de îl lași. Așteptăm o săptămână, dai cu cremă, dai cu antibiotic, pula. Da, mă, o fac de paramedic, dacă vreau. Fii atent acum, vorbim despre, continuăm să vorbim despre relații conjugale. Întrerupe doar dacă are legătură cu emisiunea, că mor familia. Și zine și tu ceva despre relații conjugale. Îți ia pula. A, fra, dai, serios, nu. Nu. Bă, am dat-o în vrăjeală de ultima dată, acum trebuie să vorbim serios. Bă, depinde de femeie. Nu, mă, n-are cum să vorbească, vă spun eu. Atent acolo, la telefon. Nu, nu te preocupa, cu calm. Lasă-mi pula mea, stai să vorbesc cu lumea. Oricum, discursul ăsta. Stai, băi, gata. Stai, lasă-mă să vorbesc cu tine. Deci, discursul e foarte simplu. Că dacă vrem să avem o relație sănătoasă, ambele persoane din raport ar trebui să fie adulte. Asta înseamnă că niciunul nu e atacat de celălalt. Atacamentul. Scuzați-mă, e în italiană asta. Atașamentul de persoană înseamnă că eu am nevoie de persoana respectivă. Înseamnă că eu nu... o iubesc, sau poate dacă o iubesc nici nu-mi dau seama, pentru că atâta timp cât am nevoie de persoana respectivă să mă crească, să mă ajute financiar, să-mi deschidă uși, să pula mea, ăla nu poate, pe aia nu poate fi dragoste, nu poate fi... Băi, eu nu, bă, sunt ultimul care trebuie să vorbesc, mă, frate, am fost îndrăgostit o singură dată în viața mea. Deci, vă dați seama, deci mi-e și rușine să vorbesc din punctul ăsta de vedere, dar oricum, din punct de vedere teoric, să zicem așa. Nu, că serios sunt ultimul, mai ales că sincer văd dificil ca o persoană să se îndrăgostească de nu știu câte ori într-o viață. Părerea mea că restul sunt senzații de atașament de cealaltă persoană. Asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, și mă repet teoric, pentru că nu am cum să... sunt ultimul care a trebuit să vorbesc despre chestiile astea. Teoric, eu, persoana cealaltă, nu ar trebui să aibă frică că o trădez, cum eu nu ar trebui să am frică că ea mă trădează, doar pentru simplu fapt că, pula mea, dacă ai încredere în persoana respectivă și crezi că are o valoare din punct de vedere moral, nu neapărat ce înseamnă morală, dar oricum, băi frate, o știi că nu e aia care să se ascundă, să aibă nevoie de suterfugii ca să ajungă să se fută. Mergi pe încredere, frate, înseamnă că are nevoie de timpul ei liber și așa mai departe. M-ai înțeles? În plus, dacă tu crezi și ea, crede la fel că sunteți persoane care și dacă faceți greșeala, frate, că se poate întâmpla, nu vorbim cotidian, se poate întâmpla o dată la 2 la 5 ani, slobos, deci nu, să nu ne înțelegem de ampule. Dacă crezi că e persoana care oricum după aia poate să se ridice în picioare să zică, băi, scuză-mă, uite, s-a întâmplat, pula mea, asta n-are nicio legătură cu dragostea, că oricum am învățat târziu. Bă, n-am mai iercoie, ce am să moară familia mea? Da. Am învățat târziu care e diferența între a face sex și a face dragoste. Bă, dar a fost stâmpită faza, mă. Îți dai seama, te trezești la 30 de ani. Că
stai într-o relație nouă, pula mea, și fata respectivă zice: Tomas, dar tu știi să faci dragoste? Te uiți așa la ea și spui: Bă, scuze-mă, ce dracu facem? Păi nu, ăsta e sex. Scuze-mă, care e diferența între a face sex și a face dragoste? Sunt câteva diferențe. Te uiți în ochii la persoană, simți persoana aia, nu ai cum să te simți jenat de ea în jenă, nu ai cum să te simți imbarazzo, motherfucker, mi sarebbe molto più facile in questo momento parlare italiano, perché giustamente te direi non essere imbarazzato, non sentirti fuori dal discorso con lei, sentirtela vicino, sentirtela dentro di te, non solo materialmente che infili il cazzo dentro, ma proprio sentirtela dentro. Dentro dal punto di vista energetico, și îmi bag pula că n-am cum să vă traduc asta în română, că n-am vocabularul necesar. Deci sunt diferențe, dar știi care a fost faza nașpa? Că tipa îmi zice chestia asta după vreo două săptămâni așa, iese la cinema, Gic Robo se numește. Băi, după nume pare desene animate, știi? De fapt, era ambientat în Torbe la Monaca, cu mala vita locală și era un pic făcut așa, tip fantașență, SF, știi? La modul că tipul cade în tevere, își ia o substanță pe el nașpa și îl transformă într-un supererou, pulii mele, care nu murea, știi? Și, oricum, ca să ne întoarcem la discurs, ăsta la un anumit moment, da, ba, bine, se pune cu una, cu tipul așa, genuină, mică, genuină, mental, curată, independentă, puternică, una care nu se face luată de bărbați, așa știi, ca jucăria. Și oricum, să pula aia. După asta, la un moment dat, zice: Băi, dar tu știi să faci dragoste în loc să faci sex? Și ăsta rămâne prost, așa exact cum a rămas eu prost când asta mi-a zis. Și uite, frate, aceleași chestii care în film, după două săptămâni, după ce mi se întâmplă mie, aceleași lucruri le-a zis tipa, știi, diferențele între a face dragoste și a face... Lăsăm că filmul se termină, nașpa. Nu vă zic cum se termină total, dar vă zic că tipa moare. Deci, până la urmă, malavita e malavita. N-are scăpare. Ok, iau o pauză, că nu știu așa. Mi-a dat un pic pe gânduri, mai ales cu fata aia genuină, bestială. Și vreau să-l întrebui, care e diferența între a face sex și a face dragoste? Ia asta mână, nu te duci. M-am întrebat bine. Ok, nu, că vreau să-l întreb, știți care e faza, lasă termin și am de mâncat în gură. Facem pauză de peste 10 minute, să moară familia mea. Să termin, ia, o oră, și continuă. Da, 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 nu te preocupa. Bă, stai așa o secundă. Teoretic vorbim acum. Pentru că discursul ăsta e foarte simplu. Bă, eu merg prea rapid, stai o secundă. Eu merg prea rapid, nu dau seama. Și mergând prea rapid, fratele meu hit mi-a zis: Băi, fratele meu, vezi că mergi prea rapid. Și având viteza asta, nu te înțelegi că nu trebuie să pune pe repetat de vreo 50 de ori ca să te înțeleagă. Și m-am uitat așa la el și am zis: Păi am rezolvat problema. Continuăm emisiunea cu... Explici tu ce... Cum ai înțeles tu? Și am vrut să-l ajut. Teoretic, nu acum zic. Diferența între a face sex și a face dragoste. Bă, părerea mea, diferența între a face sex și a face dragoste e că... Sexul îl faci cu o curvă, gen, pula mea, mergi, nu sunt de acord. Te culci cu ea, dar... Nu, no, pe asta că nu, explic. Nu sunt de acord, poți să faci sex și cu nevasta, da, deci... Logic, pula mea, cu o femeie pe care nu o iubești. Faci da, sex. Da, poți să faci sex și cu o femeie care o iubești, eu asta mă refer. Da, mă refer. Pe asta încerc să explic. Uf. Că sexul e robotic, cum ar veni, pula mea. E robotic. Dragostea e altceva, e ceva ce simți, ceva... Cum ai spus tu, nu-ți jenă de persoana respectivă. O privești în ochi, simți că te dorește, te iubește și face plăcere ca să facă chestia aia cu tine. Atunci, altcumva, sentimentele. Sexul, pula mea, fus pe aia și gata, și ia pe tine. Sunt ceva de genul. Acord. Super de acord. Hai să vedem dacă reușim în continuare să explicăm emisiunea cu, nu știu, cu alte întrebări. Relația. Cum ar trebui să fie relația? Deci,
Diferența între sex și dragoste poate în sfârșit am reușit să o înțelegem. Acum, eu parcă mai vorbeam un pic așa despre relație, de ce ar trebui să nu fie atașament, de ce ar trebui să nu fie copilul care îl iubește pe alt copil. Știți, când e, doi copii se iubesc, e semăcel, nu? Dacă doi adulți mental se iubesc, poate să iasă bine. Deja e semăcel, dar poate să iasă bine. A, când copiii se iubesc, e belea-belea. Când un copil și un adult se iubește, e belea-belea. Nu mă refer la... Mă refer mental, a? Nu vorbesc de pedofilie aici. Deci, în relație. Dacă poți să te întrerup, fratele meu. Bună seara. Sunteți cu mine? Bună seara. A, seara bună. În relație ce? De ce ar trebui să funcționeze o relație? Cum ar trebui să fie persoane? Bă, persoanele ar trebui să fie, nu știu, pula mea, inteligente. În primul rând, să aibă multe în comun, să aibă compatibilitate. Lucrurile în comun să pot și avea ajunge la că dacă eu am o chestie care îmi place mult, tu o chestie care îmi place mult, ne duce și nu facem pe caținus. Da, normal. Dar dacă nevastă mea are chestie de a strânge bani mulți, eu îi strâng. Glumesc. Bun, relaxează un pic atmosfera. Nu știu, într-o relație... Cu dedicație pentru toți, multă muie! S-o spânzura bunica. Da, mă las! Zboară târfele de la etajul 5, cacatelele. Într-o relație, ca să funcționeze, trebuie să fie, nu știu, oamenii gen... Nu știu pe cine să dau exemplu, pe TC sau oricare altul, cu o capacitate de gândire mult mai ridicată. Ca... Băi, nu sunt poponar, am încercat, nu merge, mi-am băgat vibratorul, nu sunt. Nu vreau, vorbește teoretic pe despre teoretic. Două persoane. Păi da, două persoane, dacă fac doi idioți, să iasă ceartă tăză. Copii, dacă să pun împreună ce spuneam mai devreme, iese măcelul, dracu, dacă să pun doi copii. Păi eu zic, o relație ar putea să meargă bine, armonios, foarte mulți ani, dacă persoanele sunt inteligente și știu să fie realiste, mai primul exact, rând. Mai exact. Să fie realiste, să comunice între ei, fra. Dacă eu să mă duc în pulă undeva... Ea trebuie să fie de acord. Nu, dar nu, fra, trebuie să fie de acord tip sclavă. Nu, trebuie fra. Să fie un de acord. Nu la asta mă referi. Da, deci... Nu, fra. Băi, încredere, mă! Pe asta vreau să spun, trebuie să existe comunicare. Dacă ei nu îi trăi ceva la pat sau orice da. Altceva... Ea trebuie să zic că comunicarea sau el, sau el, exact. Vezi că ne-ai împins iarba. Ai, ai. Dă-o mă... dracu, continuă emisiunea. Nu, să împinge mufa în telefon. Nu, ăla e mai important decât iarba mea. Atât. Nu, nu, că nu intră, că e mordit telefonul. Oh, ești în direct. Nu moară familia mea, nu glumesc. Dă să pun pauză, dai, că te neprinzi. Da. Nu mai, nu știu, stai să văd. Mă mai gândesc ce mai ziceam mai devreme. În alea 7 minute, că am mers prea fulger în pulă. Am văzut undeva o cartină sau un pachet întreg. Îmi pare rău să vă spun, dar e foarte probabil că ori atac emisiunea asta la cealaltă, ori o continui singur, în două una. Fratele meu, uite, îmi face de avion pe aici elicopter. E, ne părăsește în curând. Vedem acolo ce se zic. Păi eu, frate, dar vrei să-și scriu? Tăcați-o! Ce am zis eu în primele 7 minute? Stai un pic așa, că după aia se întrerupe. Era pe plecare. Mamă, când ea să-ți văr sticla cu unii, vezi că mai e aici. Mangreală. Bă, să vă spun ce să vă spun. Despre bă, relații. Eram rapid la început, dar acum suntem lenți cu spume. De la iarbă, de la iarbă. Deci băi, la început rapid, acum super lenți. Să zic despre relații, păi relațiile
poate să dureze decât... De ce nu funcționează? E mai rapid. Că mai și În general, 99% dintre în relații pe general nu... planeta asta nu funcționează, dar e drept. Păi, în general nu funcționează să bagă pretextul gelozie, dar nu e ăla. Gelozia intervine... Încep să ating subiectul, bravo! Asta e un pretext. Ai Gelozia nu creat-o! există. Gelozia intervine atunci când una dintre persoane nu e satisfăcută la maxim. Adică există un Și de ce nu nod citează? acolo. Deci dacă eu nu sunt satisfăcută ca persoană, nu? Și Nu sunt comunică. inteligentă, de ce nu renunț la relația aia mai bine să fiu singur decât să fiu insatisfăcută sau insatisfăcută căcat Pentru pe că nu care am și pe comunică, banii? nu comunică Nu și dă frică, spun eu, să cacă cu și de ei, nu frică știu. și atașament unul de altul, ăla obsesiv, Bravo, știi? E obsesia, e pula mea, obișnuința față unul de altul. exact, bravo, am atins un alt punct foarte important, Asta se obișnuința, confundă cu băieți. iubirea. De V-am multe dat ori. exemplul ăla, că nu vi-l mai dau odată cu sclavi în America, care când până la urmă vine legea, băieții zic, nu, noi vrem să fim, continuăm să fim, băi, băi, băieți, nu avem cum, mă, sunteți liberi, nu, noi vrem doar să, când ne e rău să, bă, nu e de glumă, absolut, obișnuința e gravă. Obișnuința se confundă cu iubirea în general și lumea crede că îl iubesc foarte mult, zice ea, dar de fapt nu e așa, de fapt îi frică ca să trăiască fără el pentru că el Bravo. produce bani sau nu se vede într-o postură în care nu-i mai cu el. Și privind aportul dintre ei nu merge bine pentru că nu comunică. Gen, relația De ce nu intimă comunică? de proști. Păi da, hai să fim mai Abia, expliciți, hai să găsim mai de ce explicit căsătorile dui astea nu că comunică, frate. în primul rând nu au capacitate, fra. Nu au Ok, dar e o capacitate de... frică, e o E o tâmpenie, e o frică paranoia și idiotă, ceva la mijloc. rușine, jenă, pentru că Da, nu frica au de a pierde, de a da. pierde, de Părea a... mai puțin decât sunt. Păi, frică, gen, uite, în relațiile intime, ea își dorește ceva sau el și rușine să-i zică, pentru că poate unul dintre ei zice, păi, eu nu fac așa ceva, îl refuză și de acolo nu mai merge Pentru că relația. înseamnă că nu se cunosc pe ei înșiși și nu se cunosc nici persoana care au lângă. Și nu se iubesc. Păi, apoi, exact, că dacă ar fi Ei dragoste confundă adevărată, iubirea curată. atunci, deja ei o confundă. În general, femeile nu confundă iubirea, sunt foarte deștepte față de bărbați, bărbați se iubesc inofensiv. Ca proștii Nu, și sunt idioți idioți, inofensivi. și Mai idioți. grav. Dar femeia realizează că nu iubește un bărbat și atunci ea zice că te iubesc, dar de fapt dacă prima ocazie cum o găsit altul s-o dus. Dar tot ce o face? Pentru că e în căutare. Nu, pentru că vrea să-și demonstreze că e Da, capace. încă e capace. Asta e Și demonstrație, asta e caută... crește autostima. Că autostima fiind Caută minusul de instabilă, la... deci trebuie să fie motivată de percepțiile care le ai către ține de anumite persoane. Nu, ca și cum zice, mamă, ce bine ai făcut, mamă, ce... Și femeia are... Femeia, bărbatul, e același lucru. Băi, înțelegeți-ne, nu e misogism al nostru absolut sexism, nici pe departe. Din automat vine. Dar bărbatul poate să fie atât de... Să aibă nevoie de autostimă care crește și care să coboară în bază la ce zice lumea, încât să se ducă să se fută când găsește cel mai mic moment, mai înțeles, doar ca să demonstreze. Nu, că trebuie să vorbesc și la stilul ăsta, dar nu ne vine în automat Nu, e exemplu și exact așa și îți două părți care face chestia de neînțelegerii pentru că minusul de la bărbatul ei îl caută ca plusul la altul, poate ăla e mai pentru că nu bun se sau... mulțumește, a nu te mulțumi cu Exact. ce ai, a nu fi mulțumit absolut niciodată de ce ai. Și a vrea mereu mai mult, când a cer mai mult, oricum prima o pui să dă insatisfacție. Sau are fantezii care Moară, ăla mamă, nu ce îi le... tare sunt! Sau are fantezii care ăla nu îi le oferă și cu prima ocazie care îi le oferă altul, zbanc s-a dus. Păi da, pentru că sunt băieți, trebuie să-ți înțelegi limitele și ție și persoanei care au în fața ta, Normal. frate. Pe de-aia Nu există vrei să poți să comunicare ceri și mereu dacă... mai mult, mai mult, în pulă mai mult. De-aia există comunicare și dacă ei sunt doi retardați, în pula mea Păi și logic. dacă e beleaua, că și când unul e conștient, e adult și altul copil, mai înțeles, e aceeași belea mare, mai înțeles, mă repet, e etatea mentală care o dau, aia că a intrat în pulă de mijlocul emisiunii, da, în pula să vă fută în gură pe voi și biță și cine ascultați, a făcut bine cine a făcut, afară toți!
Ascultăm TC. Asta era pauză publicitară. Ce am vrut să zic, că gen relațiile, de ce am zis eu cu retardață, după câțiva ani de relație, genul, îl vezi pe prost la știri că și-o omoră nevasta în bătaie. De ce? De prost. Că nu numai. Aia a ajuns o curvă. Nebunie, că... nebunie, nu? Nebunie. Ea mea, acum m-a trădat, ea mea. Dar de ce l-a trădat asta? Nu gândește că nu-i capace, că e un idiot. Câteodată să știi că există posibilitatea, bă, să fie trădat și... doar pentru că ai o curvă ordinară penală și foarte bună actriță. Da, e există adevărat. Cazuri mai izolate, dar sunt ale dracu să-mi bag pula în ele de cazuri. Oricum trebuie să facem, nu, 50 de emisiuni pe tema. Nu o facem nici una pe tema asta. Nu știu. Păi de-aia zic că... Păi de-aia zic că nu facem nici o emisiune pe tema asta. De-aia ne-am rezumat la un singur. Nu că așa și așa, dar eu mânc o bucată de pizza. Mânc și de pe jos, n-ai nimic. Crește imunitatea. Da. La pușcărie mâncam cu gândaci în farfurie, dar n-avea nimic. Și uite ce frumos și bine a crescut omul. Da. Bă, dacă era poponar, era primul care mă drăgosteam. A, deci am văzut, nu știu. Și bărbatul se îndrăgostește de mine, numai că să te amete tot. Nu m-am îndrăgostit, dragă, nu te, te emoționa prea rapid. Și nici nu mai ai șansă. Numai că problema e alta, că nu se îndrăgostește nimeni de mine, asta e problema cea mai nașpa. Și că să tem și de mine și de TC. Da, nu, frate, vorbim de aia care te apucă să te cunoască, să nu mai zic da. Teama aia idiotă. Ăia ne respectă și ne plac și ne iubesc. Da, de, că... bă, nu, iubirea aia iubire cuvântul folosit. Atacamentul cu pulă. Cu... Iubire, am folosit cuvântul ca să nu, să fie înțeles de oameni, nu, pot, nu trebuie să detaliem prea mult după aia. Și, și cam asta e ideea. Da. Suflați-vă nasul pe cerceafurile de la hoteluri. Eu nu suflu că n-am nimic ca el momentan, nici nu o să am de grabă, că mă duc, fac box și mă bat pe bani. Fiecare are visul lui. Ura, ura. Am și am să mor în ring. Ca mine. Și am să mor în ring. Și ce să zic? Ce să zic, frate? Nimic, de ăsta îmi place. Stai sus, frate, să încarci. Să încarci ce? Ah. Slobos, frate, suntem în criză de timp. Frățioare, salută. Nu e coaie, e elegant. Vezi că suntem în direct. Suntem la jumătatea emisiunii. Te ne salutăm frumos, ne vedem la următoarea. Știu că trebuie să ne părăsești, că ai treabă. Vă salut, vă pup și ne vedem la următoarea. O să facem emisiuni multe, împreună, continuu, că suntem de nedespărțit. Că n-are, nu are impenii care îl trebuie să-l scoată din emisiune foarte urgent. Nu, dar nu-mi răspunde la pandura. Băi, sunt impenii importante, apropo de ce vorbeam mai devreme. A, frate, închide mașină, mai bine. Da. Spune că... ne putem găsi în situații strane, în situații în care ne învârtim în cerc. Vedem că putem să ieșim, dar ne-i frică să ieșim. Situații absurde în care trebuie scani pentru a avea curajul să ieși dintr-o situație, să afrunți o situație. În toate căutările noastre nebune, că sunt căutări nebune, prima dată, căutarea serenității, fericirii, o idioție absolută. Când serenitatea e un efect colateral la o muncă care o faci pe tine. Dar căutarea unei persoane. Și căutarea unei persoane devine dificilă, că de obicei ne-au încadrat și eu personal am avut norocul. În momentul ăla nu-l consideram noroc. Dar nu putea să am un raport sexual cu o tipă dacă nu cunosc, s-o cunosc caracterial, nu contează cum. Pentru că nu-mi zicea nimic, deci nu reușeam să fac sexual ca cu virgulă o popușe gonflabilă, care în pula mea n-am încercat, tot o să o încerc. Așa și
Dar de obicei ne aruncăm ca nebunii în relații, mai înțeles? Deci, mamă, hai că asta picasă, mor, gata. Am auzit tipei care îl respect foarte mult, sincer. Deci, mami, da, câți ani? 21. Și până acum... Păi nu știu, până la 18, că după 18 nu i-am mai numărat, știi? Și până la 18 erau vreo 100 și... Bine, până acum vreo 400-500. 400 știu. Dar... Eu respect mai mult persoanele astea decât persoanele care se râd în față sau te arată cu degetul și de fapt sunt primele care fac lucrul ăla. Și că te cunosc, că te se nu cunoaște numai ambientul, malavida, periferii, cunoaște și ambientul perbene, centru. Feți de merda. Așa mă stau propriu. Ziceam despre raporturi. Vorbeam, nu? Devin complicate că după aia când tu ești copil și treci de la mămica direct la a doua mămică sau a treia sau a cincea, devine foarte nașpa situație. Că prima aveai o mămică, după aia cu aia o mămică vitregă, cu mămica el altă rămasă în pulă. Te-ai belit total. Da, ia, deci v-ați întrebat vreodată de ce... Din păcate, persoanele care au trăit în casa familia, în orfelinate, problema asta nouă, au alte mii de probleme care, din păcate, acoperă pozitivitatea la chestia că nu au părinți. Oricum, n-am pierdut niciodată încredere că există persoane compatibile. Și de fapt, viața mi-a demonstrat că am avut dreptate. Pentru că suntem probabil departe, dar dacă căutăm bine, părerea mea, să pot găsi persoane compatibile. Numai că între timp, probabil că deodată facem greșeala să încercăm să reeducăm persoane incompatibile. Și acolo ne dăm și nașpa, știi, nu mai în un moment dat. Cred că... Vezi cât de lângă merg acum? Ce pula mea! Faci toată emisiunea în 7 minute? O, e lent după aia, nu? Oricum, cred că... Aia e dificil, cum aș putea... Am un gând, dar nu știu cum să-l interpretez vocal, că poate fi interpretat greșit, foarte grav. Da, atâta timp când mie mi se rupe pula direct, cred că n-am probleme, nu? Ok. Vezi discuțiile interioare care vin făcute între TC, Thomas care e mort și vorbește de un Old Trim Tomba, și Missy, Missy principal. Reușesc să devizi bine de la subiecte, motherfucker. Mi-am imaginat mereu cum aș putea sta cu o persoană cu care să am așa o compatibilitate din punct de vedere frecvențial, adică să fim pe aceeași lungime de undă. Și mi-am imaginat serenitatea din raportul ăla și beneficiile care pot fi aduse din complicitate, din inteligență, din mulți factori. N-am avut ocazia, am ajuns aproape la 60-70%. Ocazie directă n-am avut-o, sincer. Și poate de fapt nu o să am niciodată, mai ales că cu cât înaintăm în viața cativă, putem să începem chiar de mici și să ajungem la intoleranță la 20 de ani, cum putem să ajungem la intoleranță la 30.
Ne dă o intoleranță, deci devine mai greu să-ți găsești o persoană cu aceeași frecvență cu tine, că dacă sunteți amândoi intoleranți, v-ați dus pe pulă cât ați fi de adulți. Mă înțelegeți pe mine, beleaua gravă? Aici nu e răutate, fra. Omoară familia mea, dacă te mint. Și de data asta sunt singur în emisiunea aia și totuși am foarte bune raporturi cu mine însumi. Reușim să fim de acord pe foarte multe discurse. A, mă, când zicam să o fac să râdeți. Nu de faptul că în dosarul meu de la Centrul de Igienă Mentală e scris personalitatea multiplă, scisiune adecvată, compatibilă și morții măsii, scisiune între personalități. Bună seara! Aud un lift. N-aș vrea să fie hit care mi se întoarce și mi zice: mă, știi, am vorbit, să mor dacă nu-l las în direct, de când intră. Și mă dă în gât cu ceva? Mai bine nu. Mi se pare absurd de oricum raporturile alea în care ei zâmbește în față sau el îi zâmbește ei în față și după aia, după 2 secunde, coboară jos și îl linge pe altul în gură și după 5 minute mașina îi face bot. Nu știu. Îmi vin în cap câinii. Deci nivelul ăla de câini, de scârbă totală, schifă de la Madonna. Raporturi absurde. Am avut ocazia, din păcate, și să trăiesc, dar să-mi dau seama după foarte mulți ani după ce mă despărțisem de persoană. Dar și să văd în direct, știi care e faza, când le vezi în direct, mai, când le treci tu probabil nu-ți dai seama, știi? Dar să le vezi la altul, să moară familia, băi, și râzi ca prostul. Am pac pula. Vezi, eu folosesc mereu chestia târături, băi, e și contrariu, deci să mor dacă te mint. Și eu mă întreb în momentul față, mă, copii. Dar de ce nu vă lăsați cu persoanele astea, frate? Băi, cel mai tare, cel mai absurd exemplu, frate, băi, cel mai absurd pentru mine e tu brunetă, el brunet, ochii negri, amândoi, copilul iese cu părul blond platin, și rămâne așa. Mamă, cava și pula voastră, genetica, nu e, frate, o opinie. Serios? Și nu o zice tisi? Dacă vorbești cu orice medic, o să spună că a dracu genetică, nu vrea, frate, să fie o opinie, mă. Serios, zice, băi, frate, așa e, n-ai ce să-i faci cu ea. Bă, vă dați seama la ce nivele, bă, treziți-vă în pula mea, vă sunteți nebun la cap, v-a luat dreacul total. Și eu nu cred în nici în satana, nici în Dumnezeu. E o singură energie. Bă, băieți, bă, eu mă droghez, mă. Dar voi ar trebui să începeți și voi atunci. Nu știu ce să dracu să vă zic. Eu mă droghez de viață și nu mi-a schimbat nimic. Era când eram prost, eram prost. Și așa mai departe. Cum vreți voi acum? Dar nu e normal. Bă, nici când genetica, bă, fraților, zice, bă, genetica, dracu. Nu ți se coaie de negru, negru, alb. Îmi ba pula mă, să cât l-ai amestecat să mor, dacă te minte. Nici atunci, mă? Despre ce să vorbim cu ei?
Că vecinul tot de casă e blond platinum. Las-o dracu în pula mea și faci unul plus unul, dar o morți. Mă enervez, mor, mă rog că te mi-aduc aminte și sunt zeci de ani trecut. Mă, mi-aduc aminte, mai cu spume cu aia. Bă, și eu am avut o trăsătură acasă, mă, mi-am dat seama, frate, dar nu era genetica de vină. M-a rămas de Las-o morții, mă, și apă. Este nebun la coaie. Am deviat un pic de la subiect, nu. Să în timpul să subiectul același, și relațiilor conjugale. Are dracu relații conjugale, să moară familia mea. Nu zic mai bine lipsă că ar fi un euforism. A, dă un pula în română. Și uite așa mă îmbărlic cu cuvintele. Și schimb și subiectul. Euforicilor. Noi ne auzim. Asta era o completare la elaltă. Știi? Că nu aveam cum să terminăm chiar așa deocamdată. Mai vorbim, îți dai seama. Și nada. Îl salutăm pe Hitler, că sigur e cu nervii la pământ în momentul ăsta. Îl salutăm pe Missy, care râde cu spume și aplaudă în spate ca nebunul tip. Bravo! Știi, fine emisiune, pula mea, chestii. N-are nici cum să-și facă laba, că n-are organe genitale, mai înțeles. Missy, adică contrariul la Isis, vă aduceți aminte. Și nada, pula mea, v-am pupat. Ciao, puteți-vă în pula mea singuri, treaba voastră. Bye bye.